Salutare lume și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Eu sunt Vali sau mai bine zis ProScriptor și în acest tutorial vom discuta despre niște funcții care o să ne ajute pe parcursul dezvoltării serverului. De fapt, o să vă ajute pe voi și o să fie foarte folositoare și, bineînțeles, text-drawerele selectabile. Înainte să începem, vreau să mă scuzați pentru că l-am postat de mult timp. O să vă explic mai detaliat într-un videoclip în care o să vorbesc și tema asta cu postatul și mi-am gândit să fac un program, deci postatul va fi vinerea. Bun, să începem, vom intra pe Google și vom căuta un fel de site numit Stamp Wiki. Bun, acum vedem aici că avem acest site și avem majoritatea lucrurilor despre scripting și avem și un fel de pagină de română. Puteți să consultați pe asta. De exemplu, fac câteva chestii în română care probabil o să vă ajute și altele. Bun. Noi vom consulta pagina engleză fiindcă sunt de toate. Vreau, dacă consultați pagina în română, vedeți că nu sunt funcțiile în română. Aici sunt majoritatea funcțiilor, deci să dăm scripting functions, aveți și basic și multe, multe altele. Vom da scripting functions și aici vedem că sunt mai multe funcții. Aici vehicule și aici vedem că sunt mai multe lucruri care ne arată practic chestia asta. Deci, o să spun, ne arată spectra, deci... Să fiu mai explicit, practic sunt toate funcțiile pe care le putem folosi noi în Pawn ca să creăm un server. Fie că sunt chestiile astea, Jet Player Health, și, de exemplu, ne explică chestia asta. Stamp Wiki ne explică ce face această funcție, care dăm noi pe, de exemplu, aici ne spun parametrii Player ID, cum v-am spus și eu, ID-ul playerului respectiv. Float aici e valoare, e variabilă cu virgulă, cum am mai vorbit și avem și un fel de comandă. Bine, în loc de strcmp, ăsta e un fel de procesor de comenzi de la Pawn. Noi cum am folosit librăria scmd, procesor de comenzi de scmd, nu o să avem nevoie de această chestie. Bun. Și aici vedem new float health, deci viața cu virgulă, că na, poți să ai viața 9,2 sau... cum să spun, 5,4. Funcția Jet Player Health, care ne vorbește aici și spune, deci practic ea generează viața playerului cât o are, iar aici avem condiția asta, dacă viața este mai mică decât 50, să-i setezi viața playerului 50, adică restul de 50. Deci cam asta înseamnă. De fapt, cam asta e site-ul ăsta. Și o să ne folosim de majoritatea lucrurilor de aici. Dar mai întâi, haide să vorbim și despre text-drawerele selectabile. Vom intra, după cum știm, în serverul nostru, la serverul nostru, în server YouTube. Avem aici serverul. Haide să-l pornim. Run. Bun, avem chestia asta. Eu voi intra și vom vedea acolo. Bun, suntem pe serverul de Stamp și vom încerca cu aceste text-drawer selectabile. Mai întâi vă voi prezenta ce este unul, cum vom putea pune în aplicare și vom încerca să facem ca exemplu, deci ca exemplu, un sistem de radio pe acest tip de text-drawer selectabile. Ținem cont că este doar un exemplu. Nu vreau să copiați monoton. Chestia, deci... Să fie multă creativitate. Deci încercați să faceți un sistem diferit. Bine, puteți să-l faceți și pe ăsta, dar nu știu, în alt mod. Prin simplu fapt că cel mai mult pe un server de slam contează originalitatea. Adică cât de original e serverul. Să joci ceva pe unde n-ai mai văzut mai niciunde. Adică înțelegeți voi ce vreau să spun. În fine, haideți să scriem veșnica chestie /3D. Am apăsat pe această imagine de editor care ne apare. Mă rog, voi aveți chestia asta instalată. Bănuiesc. Dacă nu, vă uitați la tutorialul cu numărul 11, cred, în care vorbesc acolo despre text-drawer
Și acolo veți începe. Deci, bun, apăsăm pe chestia asta, haideți să scriem un proiect nou și să scriem text draw-uri selectabile. E doar un nume, deci puteți pune un nume aleatoriu. Selectables, eu pun în engleză, nu știu dacă am scris bine, mă rog. Sau text draw-uri faine, nu știu. Text draw-uri selectabile. Da, la selectabile. Haideți să facem un text draw nou, de tip, dăm click dreapta. Dacă vom da click stânga, ne va crea automat un text draw de tip text. Așa că dăm click dreapta. Dăm box text draw și acum vom... Deci, bănuiesc că majoritatea știe să lucrez chestia asta. Deci, o să facem un fel de cutie. Bun. Deci, dăm pe position și o să mă click dreapta. Deci, ținem click apăsa pe el și mutăm unde vrem. Sau scriem aici coordonatele, mă rog, cel mai fain e pe position. Acum vom da la slice și o să-l mărim în funcție de cât vrem noi. Dăm iarăși position și cred că așa ar arăta perfect. Deci vom avea mai multe... deci vom avea undeva unde se scrie radio, system, keys, FM, mă rog. Deci chestia asta e doar un exemplu care să vă arate vouă cum să faceți. Eu voi face doar două canale, de fapt, hai să-l fac mai mic, de fapt două posturi de radio. Să-l fac ceva mai mic, nu o să strâng să facem un sistem complex că n-are rost, dar o să-l facem mai mic și o să fie ceva de genul. Da, tot așa. Asta e bun. Ca să facem transparent, vom merge la box color, vom scrie color combination. 0, 0, 0, vom spune și de ce 100. Când vom da box color și avem color combination, RGB, red, green, blue and alpha. Red, adică, cum să spun, cât de roșie să fie chestia asta. Deci, dacă punem, de exemplu, punem 255, aici să punem la verde 0, la albastru 0 și alfa e o capacitatea, deci transparență mai exact, nu, 100 se vede roșie. Dacă dăm tot la fel, aici să punem 255, 233 și 10, iar aici am pun 100. Se face mai galbenă, deci... sunt niște culori, puteți să căutați pe Google RGBA Generator. Trebuie să apară un text pe undeva cum se scrie exact și o să aveți un generator de culori de ăstea și o să introduceți codul de acolo și o să puteți să alegeți culoarea dorită. Eu voi lăsa acest galben, haideți să mai poziționăm puțin, e perfect așa. Bun, e bine. Acum, după ce l-am poziționat, vom merge la image, de fapt vom crea încă unul nou. Acest de editor va fi un fel de text, aici sus, care scrie sistem radio. Vom da pe text, vom șterge și vom scrie sistem radio sau sistem de radio. Bine, chestia asta e doar un exemplu, după cum am mai spus. Puteți face multe alte chestii. Deci chestia asta e doar interfața, nu? O să apăsăm nimic. Deci cam la asta s-a referit text draw-urile astea selectabile. Vă voi explica imediat, hai să ne ocupăm puțin de interfață. Eu voi pune un... voi pune ceva viteză aici, deci o să... semene cu niște butoane, dar haideți să vă arăt și ce vreau să mai expun. Voi face un text draw de tip box. O să pun culoarea la asta să fie gen o culoare gen orange. Un outline, dacă să meargă, deci de fapt nu merge un outline. Nu un stroke ceva, deși nu merge. Nici o problemă. Da pe size. Și vedeți că prinde această formă de buton. Iar ca să facem o interfață mai bună, o să facem un fel următor. O să mai adăugăm un text draw. După acest text draw, o să fie tot la fel de interfață, deci grafic, și ăsta îl vom pune pe buton. Bine, nu știu de ce a dispărut. Hai să-l ștergem și să facem încă unul. Calmea. Position. Și o să-l punem pe acest buton. Aici, că ștergem și scriem, de exemplu, mașini,
dau un exemplu, vedeți că parcă ar fi un buton. Bine, chestia asta putem personaliza. Ăsta text draw ăsta cu numele mașinii e doar de grafic. Noi practic vom face selectabil acest portocaliu dreptunghi, acest text draw de tip box, această cutie mai exact. Haideți să ștergem chestiile astea. Ștergem și cutia. Și acum să facem ceva, nu știu, deci să facem un fel de buton. Practic nu e un buton, e o cutie cu un text draw normal. Dar prinde formă de buton. Aici vom pune niște culori faine, gen la roșu vom pune 0, hai să facem verde, albastru puțin 15%, 15% albastru, o capacitate o să mărim puțin 150, adică transparența, și pare ceva de genul. Bun, mărimea, în funcție de cum dorim, eu voi lăsa așa, poziția voi pune undeva aici, ceva în genul. Bun. Acum, ce este important? Apăsăm aici pe global și vedem că e type player. Practic, playerul are acces la acest text draw, se dea pe el. Deci, are acces, deci numai el îl folosește, nu poate să-l folosească oricine. De fapt, când vom face comanda de genul să ne apară acest text draw, ne referim la această cutie verde, practic va putea fi accesată de player, deci practic nu poate să scrie toată lumea, deci când vei scrie comanda nu o să apară la toată lumea acest sistem, această interfață, nu o să apară la toată lumea, numai playerul o să apese, iar la selectable ca să fie selectabilă, deci numai playerul să vadă, o să fie globală, deci numai playerul să vadă chestia asta. Bun. Și selectable ca să fie selectabilă, adică ca să putem apăsa pe ea. Deci doar pe cutie o să apăsăm, iar chestia ca să punem o interfață mai frumoasă, o să adăugăm și un text. Normal. Poziția o să o punem pe acest text, da, și să punem text și adăugăm, de exemplu, Kiss FM sau nu, Pro FM, să zicem. Vom mări textul puțin. Așa, culoarea. Hai să băgăm un outline. Background color, box color, yellow, deci color, main color, și vom pune, de exemplu, la culoare, hai să punem un verde de asta. Și arată destul ok. Și deci ăsta, textul ăsta e doar un, deci e doar ceva de design. Deci noi practic vom apăsa pe această cutie. Deși voi ar trebui să faceți cum vreți, ori apăsăm pe cutie și dăm selectable acolo. Sper că ați înțeles. Adică practic testul ăsta e în grafic, dar putem face și invers, adică să apăsăm pe Pro FM, adică pe acest text, să apăsăm și să ne dea ceva. Dacă vrem să facem invers, să apăsăm pe Pro FM, dar în principiu cam asta e chestia. Sprite, de exemplu normal text draw, deci cam asta e chestia în principiu. Poziția, o punem unde vrem chestia asta, uite zicem că punem aici, în afara astuia, numai să vă arăt așa. Player, ca să stăm să fie pentru player, și selectable, ca să poată să fie selectată, adică să apeși pe și să execute ceva. Deci cam asta în principiu fac aceste texturi selectabile. Aici hai să facem butoane în continuare, voi pune din nou viteza ca să nu stăm prea mult și... Bun, deci am terminat chestia asta. Trebuie să facem și la fel la Kiss FM, să punem selectabil. Deci aveți mare grijă, pentru că altfel nu o să vă dea eroare dacă n-am pus selectabil la ce vreți. Deci eu n-am pus, deci va trebui să pun la Kiss FM selectabil și pentru player. Iar la fel și la închide. Selectabil și pentru player. Bine. Și să punem și la Pro FM
selectable și pentru player. Practic, o să scot de la box, fiindcă e o prostie. Adică, practic, când te duci, vezi, deci ai tendința să apeși pe... O să scot de la această cutie verde, acest selectable. Practic, când te duci pe server, ai tendința să apeși pe text, nu pe buton. Adică nu pe cei din înainte textului. Și haide să... Deci, am pus la toate box-urile așa, deși nu știu de ce. Iar acum tot ce trebuie să facem este să dăm export. Și ne arată că s-a exportat 3 player, 5 global și 3, rog, 1, 2, 3, 4, 5 globale și aceste 3 texte sunt pentru player, adică le pot, ca să fiu mai explicit, le pot vedea playerile, practic playerile văd, dar le pot acționa ei, adică sunt pentru ei, mai exact. Hai să scriem de exit. Deci eu sper că ați înțeles chestia asta. Ca să fiu mai explicit încă o dată, hai să mai facem ceva, nu știu, ceva la vrăjeală. Deci cam asta fac aceste text draw-uri idiote, adică chestiile astea. Practic nu trebuie să fie un fel de tip special. Practic noi putem să facem gen și asta sus, aici. Să punem cum vrem noi, să punem ceva o bară. Așa și dacă punem la selectable, putem să dăm o comandă din pawn ca să facă ceva, un fel de ordin, să-i punem o funcție ceva. Deci cam asta în principiu face chestia asta. Dăm delete, dăm remove și acum ieșim și haide să punem aceste chestii în aplicare. Dăm de exit și vom vedea imediat. Bun, acum că suntem în serverul nostru, vom merge la script file și după cum știm, avem aceste texte selectabile aici. Haideți să vedem, de fapt să intrăm în pauno, să intrăm la game-ul nostru, se pare că are un virus, se pare că nu știu ce s-a întâmplat, mă rău, este virusul ăsta e cam de butoc, vom merge la open, vom da computer, vom merge la server YouTube, bine, depinde cum aveți voi și acum hai să facem, să redumim aceste chestii, cum vrem noi. Eu l-aș redumi prin simplu fapt că, adică e necesar, frate, să le redumești, mă rog. Deci, înlocuiește, găsește system, nu găsește td. Editor. Deci hai să găsim chestia asta. Știți, cred că știți chestia cu Notepad++. V-am arătat data trecută tot editor 0 în radio text draw 0. Deci ăsta e doar un exemplu, trebuie să luați ce e în exemplu. Locuiește tot radio text draw 0. Ok. Și vom face la fel și pentru celelalte. Bun, am terminat cu aceste text draw-uri globale. Tot ce trebuie să mai facem este să mergem sus aici, să înlocuim și aici. New text, radio text draw. Salvăm, o să le punem în pauză imediat. Și avem și aceste text draw-uri de tip player. Ca să fiu mai explicit, vom merge aici sus. Bine, acesta este un loc că nu am el sample. Vom intra pe sub wiki și vă voi spune exact ce face chestia aia. Deci scripting functions. Chestia asta vă recomand să intrați pe chestia asta. Deci simt fac o să vă ajute foarte mult. Player text draw. Create a player text draw. Și aici trebuie să scrie they can be used around the global text. Deci player text draw show. Deci nu explică chiar atât de mult. Deci create a text draw for single player. Deci asta face. Fix și am explicat și eu. Practic creează un text draw pentru un singur player. Deci practic text draw-ul ăsta se creează când e executat, adică când e chemat. Bă, creează. Îl creez, ok. Deci cam asta se deci cam asta sunt aceste text draw-uri de tip player și selectabile, bine. Poate să fie și unul global selectabil.
dar noi am făcut de tip layer selectabil ca să, deci dacă comanda automat trebuie să fie și selectabil, că o să aibă mai multe sarcini, funcții, mă rog, și cam asta ar fi. Bun, hai să modificăm și aici, în loc de td editor vom pune radio textdraw player și radio textdraw player și aici găsește td editor underline, nu, editor ptd bun, în loc de vom pune radio textdraw player 0. Dăm înlocuiește tot și vom face la fel și pentru celelalte, voi pune pauză. Am terminat și acest lucru. După cum vedeți, vă dați seama că e... Deci vă dați seama că e pentru un single player, pentru că are acest argument, player ID, care reprezintă ID-ul playerului, adică reprezintă playerul care execută ceva. Bun, acum haideți să mergem pe game modul nostru și atenție mare! După cum vedem că e argumentul player ID, chestia din paranteză, parametrul mai bine zis, player ID, vedem că on game mod init nu avem acest argument, așa că va trebui să punem chestiile astea când playerul se va conecta să le creeze. Iar când playerul se va deconecta să le ducă, deci mai exact să le spargă, să, bun. Text draw, haide să punem și, deci să punem text draw-urile globale și text draw-urile new text, text draw-urile globale, pac, și text draw-urile deci text draw-urile de tip player, adică ale playerilor pentru un singur player. Deci haide să punem, sper că ați înțeles. New text player, max player, vedeți că, deci max player prezintă maximul de player pe server, adică un fel de player ID. Acum vom lua textdraw-urile astea globale, deci vom pune săgeata aici, să aibă așa, și vom apăsa tab să se aducă la o anumită linie. Vom da click dreapta, vom da copiază, depinde cum îl aveți voi, în ce limbă, mă rog, și Notepad++ îl puteți descărca de pe Google, pur și simplu, veți găsi site-ul. Haideți să adăugăm un comentariu aici. Radio text draw. Bun, și vom adăuga chestia asta. Acum avem textele la radio, bine, depinde ce vreți voi să faceți, puteți pune și alt nume. Chestia asta eu le denumesc prin simplu fapt că se pot încurca și e destul de... deci e destul de nașpa treaba asta. Bun, hai să le punem pe cele la player să vă arăt și cum. Facem același lucru asemănător. Deci luăm, haideți să punem la același rândul, un rând bun. Și de aici le copiem și le punem la on player connect. Le voi pune așa. Radio text draw. Voi pune acest comentariu să știu. Ups. Deci voi pune acest comentariu să știu de unde sunt chestiile astea, să știu de unde începe acest radio text draw. Acum dacă compilăm vom vedea că nu avem nicio eroare încă, dar se pare că 145, 146, dar la 121. Player 0. Deși nu pot să înțeleg de ce. O să văd argument tip mismatch, 121, 122. Bun, deci chestia asta nu înțeleg de ce nu merge. Probabil trebuia să... Am uitat, se pare player ID-ul aici. Asta e mult sigur, 26 de root la fel. 121, player ID, nu. Vă voi spune imediat ce am uitat. Se pare că am uitat acest player ID. Bun, trebuie să-l punem peste tot. Player ID, mă rog. Bun, va dura ceva. Radio player, text draw player, 2. Și vom pune player ID în fața player ID. Bun. Acum când dăm compilare, nu știu de ce 144.
încă nu știu de ce apar aceste chestii. Probabil player ID. Și aici. Și da, se pare tech mismatch, bun. Trebuie să, de fapt, se pare că trebuie să mai punem încă o dată, să le copiem încă o dată nou. Eu n-am salvat chestia aia, așa că o să copiem din nou această chestie. Control F, înlocuim text draw max players 3 cu radio text draw player player, nu, max players, tot la fel, 3 max players 3, bun, înlocuim, înlocuiește, bun. Și acum o să înlocuim player ID de aici, player ID care e paranteză dreaptă 1, voi pune pauză și voi începe din nou iarăși. Bun, am terminat de copiat aceste lucruri și acum haideți să le punem din nou radio text draw. Se pare că tot ce am făcut noi n-am copiat bine aceste lucruri. În principal, eu am folosit acest sistem numai ca să, deci practic ca să nu vă încurc cu aceste coduri complicate și să fie cât mai simplu de creat un text draw. No, 4 erori, 122 și să vedem unde. Deci, se creează chestia asta. A, avem chestia asta aici, deși nu se vede ce s-a pus. Se pare că iarăși avem o greșeală. Sau, nu, doar la o linie. Haideți să facem control F din nou. Se pare că s-a pus chestia asta, dar nu știm de ce. Deci trebuie să găsească trebuie să găsească Radio Player 2, găsească chestia asta aici și în loc de 0 nu e 0 Radio Player Text, deci Radio, nu, 3 Radio, deci, nu, de ce nu merge? Se pare că simțurile mele sunt cam reduse. Deci 0 va trebui să fie cu 0 normal. Locuiește tot. Și gata, s-a dus. Și acum începem din nou același lucru, care stăm o jumătate de oră să îl rezolvăm. Și se pare că la un tab, aici punem și aici punem, dăm. Și se pare că avem din nou o problemă. De fapt, niște warning-uri care apar prin simplu fapt că noi avem chestia asta aici. Dar nu e nicio problemă. O să fac în curând un videoclip despre rezolvarea erorilor și warning-urilor, prin simplu fapt că mulți zic cum să le rezolv și alte chestii. Hai să facem comanda pentru radio, deci. Bun. Ne vom folosi de o funcție. Ne vom folosi de o funcție. Înainte să facem comanda care să arate dialogul. Practic, când se conectează, să nu apară acel text draw. Deci, vom merge pe undeva mai jos. Bun, deci haideți să o scriem aici, gen, unde vrem, mă rog. Dar să nu fie în interiorul unui public, unei funcție de asta. O scrie public on player, click player text draw. Vom pune două paranteze de astea și punem un return 1. Mai avem și player ID, player text. Text. Nu, trebuie să punem new text. Text sau nu, new text, player text. Avem aceste chestii, argumentele, mă rog. De fapt, era invers, stați, deci, era player text, player text, deci player text, player text ID. Și vă voi spune imediat ce face chestia asta. Practic, ne vom folosi de acest parametru player text, player text ID și vom folosi funcția if. Deci, dacă... Mai întâi de toate, trebuie să ținem de seama unde este acest callback, adică această structură
adică această locație, funcție, deci unde e această funcție, care are rolul, deci, unde e acest eveniment, adică practic când dăm pe text draw se va întâmpla. Mă rog, înțelegeți voi ce înseamnă. Trebuie să avem și procesorul de comenzi inclus. Haideți să-l pun, o să-l pun imediat. Bun, l-am pus. Acum vom include acea librărie, 10MD. O salva și acum vom face o comandă. Deci vom face o comandă. Și anume CMD radio. Player ID, avem nevoie și de parametri, player ID, parametri, cu toții știm că se realizează comandă, vom returna valoarea 1 și acum, practic, vom folosi funcția player text draw show, deci avem și tabelul de funcții aici, deci player text draw show. Player text draw show generat aici. Parametri. Deci care, deci practic când se utilizează aceasta, practic noi vom afișa un text draw din care le-am creat aici, care s-a inițializat aici. Deci astea sunt create și noi prin comanda aceasta le vom le vom arăta. Deci le vom arăta. Și player text draw show, asta e pentru text draw-urile de tip player. Pentru cele globale, cum sunt text draw 1 sau, mă rog, aici radio text draw 0, vom folosi funcția text draw show for player. Deci, practic, e total altceva. Adică, practic, text draw show arăta pentru toată lumea, for player, doar pentru player. Player ID și numărul text draw-ului. Ia să vedem care este text draw-ul. Uităm sus. Avem text draw, radio text draw 1, vom pune, lua acest nume și așa va trebui să facem pentru toate text draw-urile de tip, de fapt toate text draw-urile globale. Acum că avem 3 de astea sau parcă 5, vom pune 2, 3, 4, 5, aici va fi 1, aici 2, aici 3 și aici 4. Deci cam așa ar arăta, ia să vedem pe sus. Care sunt, da, atâtea sunt. Deci 1, 2, 3, 4, 5. Bun. Deci asta ar fi, sper că ați înțeles. Iar acum să le afișăm pe cele tip player. Putem lua, deci ne putem uita și la funcțiile de aici. Degeaba este această listă. Mă dau după click pe asta, asta vom scrie direct player text draw show for player, player ID și player text. Radio text draw player, hai să copiem și de aici. Avem aici e mai simplu că avem decât câteva. Și hai să copiem. Deci avem doar 3. Avem 0, deci radio text draw player. 1 3, bun. Nu pune 1 2, salvăm. Hai să compilăm și se pare că ne apar acele warning-uri care le vom lăsa așa, deocamdată. Chestia, în principiu, să ne apară aceste text draw-uri. După ce ne vor apărea aceste text draw-uri, noi vom merge la acea funcție care am scris-o, și anume onPlayer text draw player ID, deci onPlayer click, deci când player-ul apasă pe text draw de tip player, ce se întâmplă? Aici am pune condiția if dacă player text player text ID, dacă text draw de player, dacă text draw player este, și vom pune numele text draw-ului. De exemplu, avem 0 care deci text draw 0 e pro fm. Nu? Vom lua numele text draw-ului. Știm că e pro fm fiindcă scrie aici în paranteză create player text draw, mă rog, cred că v-ați prins deja de chestiile astea. Asta. Bun. Închide, vom pune niște paranteze, iar aici vom scrie ce să facă. Practic, noi dacă vrem să facem un sistem de radio, practic vom avea nevoie de un fel de funcție care va porni un fel de stream, deci va porni radioul. Și vom avea nevoie de funcția
Play Audio Stream for Player, Player ID, încă ăsta este numele și aici vom pune stream-ul. Bun, haideți să căutăm pe Google, Stream Pro FM. Bun, stream-ul Radio Pro FM, haideți să căutăm acest radio, stream-ul Foninat Pro FM. Aici avem mai multe stream-uri, o vă lua pe primul și va trebui să-l punem în parant. Între ghilimele, fiindcă este un text. Și vom închide această chestie. Vom pune return 1, să returneze valoarea 1. Else, if. Bine, chestiile astea cu if, mă gândesc că majoritatea le știu. Else if player text ID, dacă textul player este... Deci, dacă este altul, de exemplu, dacă e player text... text draw player, deci radio text draw player, player ID. Deci dacă este unul care vedem că unul este Kiss FM, dacă este Kiss FM, trebuie să pornească Kiss FM. Vom folosi această funcție. Practic, funcția asta e simplă. Player ID, numele playerului și ăsta e stream-ul, care adică adresa radioului care să o pornească. Exact. Putem și face unul de ăsta. O să vă explic altă dată cu altă ocazie. Mă rog, bine. Hai să căutăm și adresa la Kiss FM. Kiss FM LOL Stream, mă rog. Care este adresa Kiss FM? Uitați că am găsit aici. Bun, bun. Ok, așteptăm puțin să vedem. Avem deja 20 de minute. Nu știu exact timpul care... Practic, voi puteți, v-am spus, puteți faceți, deci, legat de acest text draw, puteți face, nu știu, altele mai simple și mult mai bune. Haideți să luăm această adresă. Nu știu exact că merge acest gameplay, audio, stream, for player, player ID. Bun, și am închis, vom returna 1. Și acum, else if, și avem ultimul buton. Text draw drawing player, player ID 2. Vom pune această paranteză, return 1 care în sus. Și aici va trebui să, deci când vom apăsa butonul închide, va trebui să le închidă pe toate, pur și simplu, nu? Este și normal. Text draw, deci nu vom pune același text draw, deci vom folosi funcția pentru a le ascunde și vom avea în felul următor: text draw hide radio text draw 0 fără player ID, pentru că are nevoie doar de deci hide for player, adică să-l ascundă doar pentru playerul care execută această chestie. Și numele text draw-ului care este ăsta. Deci, radio text draw, să punem și paraptezele. Practic, funcția asta... Deci, practic, funcția asta ascunde. Deci, practic, chestia asta public, deci când playerul de clip pe asta, player text ID, să ne gândim că e ceva aleatoriu. Dacă ăsta e egal cu text draw de sus, adică cu Kiss FM, adică dă click pe Kiss FM, asta înseamnă dacă, să zicem că avem un buton, dacă butonul e, deci dacă butonul e Kiss FM sau Pro FM, să mă rog ce avem, atunci să fac asta. Voi dacă ați scris ceva altceva acolo, de exemplu, să zicem că voi ați făcut ceva, un spawner de mașini. Dacă ce aici, să zicem că aveți, nu știu, BMW, nu știu, Ferrari, nu știu, ceva, mă rog, deci cum era Pro FM, mă rog. Deci, dacă voi aș fi făcut un sistem de mașini sau ce vreați voi să faceți, aveați chestia asta aici, da, deci cam așa recunoaște Pawn-ul, compilatorul. Practic, compile chestia asta. Compilatorul verifică tot ce ține legat de cod, ce am scris noi, deci... El verifică, deci chestia asta, funcția e în felul următor. Dacă butonul e Kiss FM, facem asta. Bun, deci, ca să fiu mai explicit,
chestia asta, cum v-am spus, dacă playerul apasă pe text draw de tip player, player ID, ID-ul playerului, ăsta se zice că un buton. Dăm un exemplu, nu e buton. E un, tot la fel, deci un text de tip player, player text ID, deci un text player. Practic, dacă vine așa, deci chestia e buton, da? Deci dacă butonul e egal cu radio text player care l-am făcut noi și în cazul nostru radio text player 0 uităm sus și vedem că e Pro FM, atunci se execute ce am în parantezele ăștia. Altfel, dacă butonul e ăsta, care e 1, și ne uităm sus ce vedem dacă e Kiss FM, fac asta. Dacă e ăla, să închide pe celălalt, să le ascundă. Deci cam asta ar face chestia asta. Bun, hai să scriem. Și pentru celălalt, hit for player, player ID. Și dacă avem 5 de-astea, dacă pornește la 0, vor fi 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Bun, hai să dăm compilare. 39 de warning-uri, deși nu îmi dau seama ce a fost 216. Nu știu exact ce am greșit. Bănesc că mai aveam un player ID aici, player text ID, de sau mai pus niște warning-uri, player ID egal cu, bun, să vedem, no, 4 erori, no, trebuia să, deci chestia asta nu se aplică. Bun, acum haideți să le scoatem și pe celelalte. Player, text, draw, hide. Player ID, radio, text, draw, player, 0. Haideți să copiem codul din nou. 1, 3, deci 1, deci 1, 2, 1, 2, 3, 4. Și acum, sper că nu mai apare nicio eroare. De fapt, ba da. Pentru că, deci, dacă e player text, dar bănesc că nu are nevoie de player ID, nu? Cred. Deci, text sau hide for player, deci nu mai are nevoie de player ID. Deși 211, înseamnă că am greșit pe undeva pe sus. A, da. Deci, nu, asta le lăsăm cum sunt. Apăsăm control Z dacă vrem să dăm înapoi ceva. De exemplu, să zicem că scriem, nu știu, vin. Dacă apăsăm Ctrl Z, se duce vin ce am scris. Dacă apăsăm U și punem asta, vezi că se duce, da. Dacă apăsăm Ctrl I, Y, se face rândul, se șterge, mă rog, în fine. Haideți să punem și aici, să ștergem chestiile astea aici și să dăm ultimul test și să încheiem acest tutorial. Bun. Bun. Bănesc că mă apare nicio eroare. Da, 3 erori. Deși 223. Da, deci practic era fără player ID. Era logic chestia asta. Gândeam de ce merge prin simplu fapt că dacă e de player logică, automat se gândește la player și nu are nevoie de player ID. Da, 223, 200. Argument tip mismatch. A, aici avem player ID. Nu? Player ID și aici trebuia să punem 2 și din nou player ID. Player ID. Ok. Acum ne apar din nou aceste warning-uri tâmpite. 225. Înseamnă că mai avem nevoie de ceva. Hai să vedem în acest tabel funcții. Player text draw hide. Avem nevoie și de player ID. În cele din urmă. Și nu înțeleg de ce. Adică, mă rog, în fine. Și player ID. Text draw. Bun, deci. Nevoie și de player ID. În urmă. 140, 225 și 152. 52. Mă rog, în fine.
150 de, da? Player text draw set. Set shadow. Avem aici player text draw. În fine, mă rog, acum că se închid chestiile astea, vom da, deci să verificăm tot. Absolut tot. În legătură cu chestia asta. Asta e sistemul de radio, aici avem comanda și apar chestiile alea și dacă se închide CMD radio off, player ID. Practic, comanda asta va fi folosită să închidă streamul de radio, adică să închide radioul stop audio stream for player, player ID. Hai să compilăm din nou să vedem warning-ul ăsta. Vă voi spune eu în episodul următor cum se rezolvă. Deși nu pot să-mi dau seama de ce. De exemplu, dacă n-aș pune 2 aici, sunt sigur că nu l-ar recunoaște. Deci, ne-ar da o eroare că nu-l recunoaște, nu? Deci, ceva argument tip mismatch, da, se pare că e o chestie de... Da. Nu-l recunoaște. Acum... Haideți să compilăm pentru ultima dată, să dăm un test și să vedem ce am putut realiza. Sper că ați înțeles tot din acest tutorial. Warning-ul ăsta tâmpite vă voi spune în tutorialul următor că o să rezolvă. Înainte să începem testul, am uitat un lucru foarte important la această comandă. Practic, la text drawer selectabil am făcut o comandă care să ne arate text drawer selectabil și restul de text drawer-uri. Și... practic, când se execută această comandă, ne trebuie și o funcție care să ne arate, să ne arate cursorul, să-l putem mișca, și anume funcția select text draw player ID și... o culoare care va fi, deci linkul ăsta de generator de culori îl veți găsi în descriere. Eu voi lua acest verde sau nu, vom lua această culoare. Bun, hai să punem 00, deci vom pune 0x și vom pune 0x în față să recunoască ca un fel de culoare RGBA. Și, practic, culoarea asta din față, când... Deci, să zicem că ăsta e text draw, da? Noi când o să dăm cu segeata pe el, o să aibă acea culoare. Haideți să dăm compile, să compilăm din nou pentru ultima dată și să dăm testul final. Bun, s-a compilat. Și haideți să vedem ce a ieșit. Bun, suntem pe server, haideți să dăm slash radio. Și după cum vedem, ne apare sistemul de radio. Dăm Pro FM sau CVM, Kiss FM. Nu știu de ce apare acest negru. Posibil să fie un bug de la culoarea pe care am pus-o. Da. Nu știu exact. Posibil să nu fi pus o culoare bună. Și da. De exemplu, haideți să dăm pe Pro FM. Și după cum vedem, se aude. Dacă vom da pe Kiss FM, se pare că nu merge. Probabil nu-i adresa bună. Dacă vom da închide, se va închide asta. Și vedem că cursul ne apare. Tot ce trebuie să faceți este că atunci, deci la butonul de închide, acolo la funcția aia, trebuie să puneți această funcție. Cancel text draw. Cancel text. Cancel select text draw. Player ID. Dacă o puneți pe asta acolo, nu o să mai avem nicio problemă. Sau, dacă vreți, lăsați așa cu săgeata și apăsați ESC încă o dată. Acesta este sistemul. Deci voi puteți face multe lucruri mult mai interesante cu chestia asta. Închide și vedeți că merge, putem face orice. Și îl putem închide din comanda radio O, care am creat ultima dată. Cam atât cu acest tutorial, eu sper că v-a plăcut. Noi ne vedem în alt tutorial. Numai bine!